Bună ziua! Timp de 3 săptămâni am avut privilegiul să găzduim la București dezbateri de referință pentru sectorul telecomunicațiilor și digitalizării. Conferința Plenipotentiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor a adus la aceeași masă specialiști de elită din domeniu, lideri politici, ambasadori și reprezentanți la nivel înalt ai organizațiilor internaționale. Îi felicit pe toți pentru contribuțiile remarcabile aduse tehnologiilor viitorului, telecomunicații, inteligența artificială și la toate subiectele de interes. Declarația de la București, semnată în cadrul conferinței, transmite preocuparea României pentru a participa la dezvoltarea noilor tehnologii și pune în valoare creativitatea și profesionalismul specialiștilor noștri. Obținerea de către România a unui nou mandat în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor se datorează experților din ANCOM și Ministerul Cercetării. Mulțumită lor, țara noastră va continua să aibă în următorii 4 ani un cuvânt important de spus în stabilirea axelor de dezvoltare a telecomunicațiilor la nivel mondial. Doresc să o felicit pe doamna Dorin Bogdan Martin pentru preluarea conducerii Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor pentru următorii 4 ani, începând de anul viitor. Mulțumesc domnului Hulin Zhao, secretar general al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, pentru întreaga activitate desfășurată în această funcție din anul 2015 și pentru colaborarea foarte bună cu România. Digitalizarea a înregistrat în ultimii ani o evoluție accelerată la nivel global. Dezvoltarea tehnologiilor digitale a schimbat viețile oamenilor de la modul în care comunică până la modul în care trăiesc și muncesc. În perioada următoare, digitalizarea are capacitatea să ofere soluții pentru provocările cu care se confruntă omenirea, precum crearea de locuri de muncă, promovarea educației sau combaterea schimbărilor climatice și facilitarea către tranziții verzi. Guvernul României va continua să lucreze cu noua conducere a Uniunii Internaționale a Comunicațiilor, cu secretarul general, doamna Dorin Bogdan Martin și cu noul Consiliu pentru implementarea transformării digitale și dezvoltarea telecomunicațiilor ancore ale economiei viitorului. Mulțumesc delegațiilor din întreaga lume și îmi exprim speranța că v-ați bucurat de ospitalitatea românească și vă așteptăm să reveniți în țara noastră, fie în calitate oficială, fie ca turiști. Vă mulțumesc!